Deci practic gazul merge în 3 cilindri, într-unul de acolo și 2 de aici. Da, deci bobița șchiopăta rău de tot dacă merge doar în 3 cilindri din 8. Asta explică multe. Explică și de ce tremura uneori, dar nu tot timpul, mai mult după ce se încălzește. Explică și consumul mare de benzină și lipsa de putere. Acum să vedem de unde e, dacă e de la Delcou sau din altă parte. Adevărul că treaba asta trebuia verificată din start de către mine și nu am făcut-o. Dacă de la Delcou pleacă scânteie, o să încerc să arunc o privire acum în noaptea asta. Am lăsat-o pe a doua zi pentru că e mai bine să lucrez pe lumina, dar deja se înserează, așa că hai să mă mișc repede. Deja îți îngheață mâinile și poate ar fi fost mai bine să o las pe altă dată, dar sunt foarte curios să văd ce e aici. Dacă avem vreo problemă la capacul de Delcou sau la lulea. Totuși, fișele arată destul de bine, cu excepția uneia care era topită acolo. Restul arată bine. Acum o să trebuiască să desfac asta aici. Asta e fișa centrală. Ouch! Nu cred că trebuia să arate așa. Pentru că sunt Delcou ancorat din ambele, din două părți, nu prea pot să trag de el în sus, de capac. La oral mergea. Doamne, cât de răsucit e și asta. Da, interesant cum sunt mufoate și acolo e un arculeț. Poate că problema e numai la fișe aici și aș putea rezolva, dar vreau totuși să desfac, să verific și luleaua și capacul de Delcou. Numai că o să o fac când e mai cald. Să nu risc să ciopesc vreun plastic pe aici. O să trebuiască desfăcut aici, să trag de fișe ca să pot să ridic de capac în sus. Deci o lăsăm pe altă dată. Amânăm din nou. Hai totuși să verific cum stau fișele astea aici, în lulă. Da, arcul e puțin carbonizat aici sus. Ar trebui să curăț pipele. Asta pare în regulă. Dar arculețul nu prea. E un strat gros de oxid pe el. Pe data viitoare. Și a venit primăvara. Ieri încă era ger și am fost la schi. Azi e o zi veritabilă de primăvară. O vreme superbă. Așa că pot să mă apuc de lucru.
Am văzut data trecută că aici în pipa asta avem niște piesulici. Câte un arculeț și chestia asta care nu știu dacă n-are și rol de rezistență. S-ar putea să nu fie legătură electrică directă. Piesa asta pare în regulă, destul de curată. În pipă poate o să suflu eu niște spray de curățat carburatoare. Dar unele arcuri sunt... Ia uite, ăsta nu face contact aici. Și o să-l bag la benzină să se curețe un pic. Asta e curat. Și totuși nu aveam scânteie aici. E, și dacă e primăvara, a început concertul motanilor. Una din rezistențele astea sau ciorfia a ieșit plină de ulei. Dar e de la o bujie care lucra, de la o fișă care lucra. Și trebuie să fac curat aici. Da, într-adevăr, astea sunt niște rezistențe. Au cam... Văd că am una de 12 kΩ, una de 13 kΩ. Înseamnă că trebuie să se învârtă pe acolo, prin zona aia. Celelalte patru sunt în supa asta de benzină. Am scos și arculețele, le-am pus aici. Cam jumătate din arculețe erau cu depunerea asta, cu piatra asta care le izolează. Nu știu cât de bine se vede. Cealaltă jumătate din arculețe era impecabilă, erau ca noi. Le-am verificat din cele 8. 6 au valori între 12,2 și 13,5, una are 9 și una are 11 kΩ. Pot să presupun că sunt în regulă toate. Acum să văd să curăț și pipele și să curăț arculețele. Arculețele o să le frec un pic de o cârpă și poate și de niște șmirghel. Ia uite, am găsit o metodă să le curăț așa și între spire. Iese ceva praf de acolo. Și era să-l pierd. E a doua oară când era să pierd un arculeț din ăsta. Gata, e ca nou. O să pun arculețele și într-o baie mică de detartrant. Am curățat și pipele. La unele văd că arculețele astea care se strâng pe bujie sunt mai slabe. Uite, ăsta care a putut cădea în jos înseamnă că e puțin mai slab. Celelalte au arculețele destul de bune, țepene. Totuși încă se țin, chiar și ele mai slabe se țin ok. Acum să mai curăț arculețele din spate pe care le-am pus la detartrant și apoi să mă uit pe la Delco. Ia să vedem ce e aici. Ca să trag de capac în sus, trebuie să eliberez un pic. Deci o să încerc să mulg fișele astea, să le trag pe aici. Vedem dacă merge. Dacă îmi permite.
Da, nu prea vrea să se împingă. Poate dacă trag de aici câte una. A, uite că am reușit să desfac. Uite că merge tras așa. A, și surpriză, lula arată foarte bine. Avansul, nu știu cât de bine lucrează. A, e un mecanism mai dubios acolo. Mai bine nu-mi bag nasul. Are aici o pâslă, sigur trebuie unsă cu ulei. De fapt, luleaua nu e atât de curată. O să o iau la curățat, la răcăit aici cu un vârf de șurubelniță, cred. Iar în capacul de dolcou, nu știu dacă mă pot uita. Ah, uite că pot. Arată destul de decent. Ei, din câte știu eu, aici trebuie făcută distanța cumva. Dar nu știu cum și cât ar trebui să fie. Încerc să mă documentez. Am curățat fața lulelei. Încerc să-i strecor și o cărpăn muiată în benzină pe porturile din interiorul capacului de delcou. Să le curăț un pic dacă tot sunt aici. Mai curățăm și aici. O să aduc niște ulei să ung pâsla asta și constat că avansul nu e pus la 0. Nu știu dacă e pus la plus sau la minus. Da, e pus spre plus. E avansat vreo 4 grade, 3-4 grade, ceea ce e ok pentru benzina din zilele noastre. Ceva bun, 10W40. Google zice că distanța la platine ar trebui să fie între 0.405 pentru aprindere normală, 0.304 pentru aprindere electronică. Bine, asta e doar o părere a cuiva de pe un forum. O să iau de bun și încerc să văd dacă am între 0.405. .05 nu intră. .04 intră cam greu. Hai să vedem un 0.35 dacă intră. Da, 0.35 intră. 0.4 cred că o să intre bine. Da, 0.4 intră la fix. 0.5 nu intră. Iar 0.43 intră. Deci undeva la 0.4045 ar trebui să fie ok. Bun, păi poate fi montat. Merg să verific arculețele, să le clătesc de detartrantul ăla și apoi montez tot la loc. Sper să meargă bine. Probleme sigur am mai avut pentru că s-a umblat pe aici. Era umblat la clema asta care susține fișele.
Arculețele s-au făcut bine. Soluția s-a limpezit, nu mai scoate spumă, deci cred că le-a curățat bine și am văzut că nu mai au piatră pe ele. Acum ar să le clătesc cu apă. Gata, am pus și arculețele. Și văd că a rămas o rezistență. Înseamnă că una are doar arculeț și nu are și rezistență. Trebuie să le iau la rând. Asta e ok. Cred că asta. Da, la asta nu se vede arcul, că e adânc băgat. Da, e gol. Hai că asta a fost ușor. Bun, acum să filetez fișele. Și tot așa. O chestie de care mi-am dat seama e că dacă las fișa așa cum e, s-ar putea să nu ajungă atât de adânc cât să prindă arcul. Așa că aș putea să desfiletez ăsta. Contez pe faptul că țărușul ăsta oricum prinde din sârma fișei. Sârma sper să ajungă până în capăt aici. Și atunci am șanse mai mari ca butoiașul ăsta să ajungă până jos pe arc, să facă contact acolo unde trebuie. Deci o să încerc așa. Măcar atât să las distanță. Într-adevăr, se aude cum joacă. Deci acolo nu au un contact ferm. Trebuie să le desfac pe toate. Eu am încercat deja să mai întind arculețele ca să ajungă mai bine. Acum, cumulat cu șmecheria asta, ar trebui să fie ok. Deja nu mai zornăie. Se aude cum strânge arcul. Da, asta stă ferm, are contact ferm. Asta nu. Încă joacă. Nu mai joacă. Uite că asta nu zornă. Asta zornă. Și avea arcul destul de întins deja. Deci doar din desfiletare pot să mai reglez. Nu mai zornăie.
Deci s-ar putea ca problema să fi fost pur și simplu faptul că erau butoiașele prea strânse în interiorul fișei. Uite, aici fișa s-a putut înfileta mai mult în pipă și din cauza asta a reușit să facă contact. Probabil și arcul e mai lung. Da, arcul e lung. E alungit bine. O să o desfac totuși, o idee. Așa. Gata. Acum nu are nicio scuză. Ar trebui să meargă foarte ok. Ia să văd ce treabă am făcut. Sper că nu e în viteză. Da, amorsat-o fi. E amorsat. Șoc. Se trag și șocul. Nope. Nu, e tot conectat aici. Niște șpriț. Și nu prea. Acum e fără șoc. Parcă tot întrerup merge. Parcă e la fel de întrerup. Da. Aici parcă doar bujia asta mergea. Da, deci asta merge. Și bujiile necate. Aici astea două nu mergeau. Și în continuare nu merg. Asta pare că merge. Asta. Am
într-adevăr, după ce am mers în grădut pe necat, nu i-am curățat bujiile și poate mai durează puțin până se curățe ele singure. Ori trebuie să le desfac, să le curăț eu. Dar mai las să meargă așa, poate și revine, poate devine rotund. Dar pare că prinde curaj. S-a încălzit și iar de rateuri. Brusc a început să întrerupă. Acum singura concluzie pe care aș putea să o trag e că trebuie verificat jocul sub apelor. Poate sunt niște culbutori prea strânși. Așa că dezamăgire deocamdată. Încercăm și data viitoare. Am experiența Uralului, care tot așa, după ce am verificat 70.000 de chestii, m-am trezit că jocul sub apelor era foarte prost pus. Erau unele care aveau joc 0.8, cred că am avut și peste 1 mm și au fost vreo două care erau prea strânse, la modul că nu aveau joc deloc, din contră, acele supape. Erau în permanență deschise. O să vă ce găsesc aici.